Pentru conferința despre ironie maioreștiană pe care ne-o va prezenta doamna Tudurachi. Vă mulțumesc tuturor pentru acest atelier și sper să avem discuții interesante și la atelierele viitoare. Mulțumesc tuturor! Eu mă retrag, vă retrageți și dumneavoastră în măsura în care vreți să închideți sala de școală și ne revedem la ora 18. Bun! Suntem toți sau suntem cei care suntem după o după-amiază foarte, foarte bogată și foarte densă. Avem bucuria de a o asculta în încheierea acestei după-amieze pe doamna precedător Lidia Tudurachi de la Institutul Sextil Pușcariu al Academiei Române, care în acest semestru a avut un proiect de cercetare despre teme conexe celei a conferinței sale de azi, un proiect de cercetare desfășurat la Institutul STAR al Universității Babeș-Bolyai. Dar doamna Tudurachi e, ca să folosesc o expresie care îmi place la nebunie, la a doua ediție a școlii de vară de la Ipotești, e o veterană acestei școli de vară, pentru că a participat deja și la ediția întâi. Conferința pe care ne-a oferit-o se ocupă de ironia maioreștiană și zeflemeaua juninistă. Ați văzut un mic detaliu anticipator ieri, cei care ați asistat la conferința de deschidere a doamnei profesoare Hedeșan, în întrebarea pe care doamna Tudurachi o adresa și care sper că v-a stârnit și ea curiozitatea. Doamna Tudurachi, bun venit între noi pe această căldură virtuală și vă dăm cuvântul. Mulțumesc mult, Ioana, mulțumesc mult, doamne Sainenco, mă bucur tare de ocazia asta de a participa a doua oară, chiar și așa, în mod virtual, la Școala de Vară de la Ipotești. Vă mulțumesc tuturor celor care ați făcut efortul după o zi grea și plină de dialoguri și de schimburi intelectuale să mai fiți prezenți în seara asta și... oarecum am și doi ascultători mai aparte un pic astăzi, doi studenți mele la masterat care au participat deja la o primă variantă a reflecției mele de astăzi și care în parte vor recunoaște lucrurile, dar Ciprian Handel și Ioan Hudernau, știu ei cine sunt. Dar în același timp, profitând de ocazia pe care mi-a dat-o Ioana de a vă vorbi astăzi, am reușit, sper că nu e numai în plan așa al reprezentării interioare, să duc lucrurile un pic mai departe, pentru că în primul moment în care mă aplicasem pe junimea și pe râsul juninist, nu mă uitasem deloc sau de fapt foarte puțin cu amintiri vechi spre critica lui Maiorescu și atunci am profitat de ocazia asta ca să încerc să pun lucrurile alături și cred că asta, dacă a făcut un pic de sens pentru mine, va face același sens cel puțin pe care l-a făcut pentru mine și pentru dumneavoastră prin alăturare. Tiriu spun așa, de la ironia maioreștiană la zeflemeaua juninistă, dar de fapt ideea mea era de a vă face astăzi o prezentare puțin mai dezvoltată a fenomenului zeflemeaua juninistă și de a folosi această prezentare ca un fel de panoramă foarte bogată și amplă, pe care să proiectez, după aceea destul de scurt, mai degrabă spre finalul prezentării mele, oricum nu vreau să fac o conferință foarte lungă, critica ironică maioreștiană și să se vadă, sper, în ce măsură zeflemeaua juninistă poate să servească foarte bine și să fie foarte fertilă ca un asemenea arier plan pentru înțelegerea metodei maiorescene. Deci cam asta este lucrul de la care am pornit și înainte de a mă lansa propriu-zis într-o mică distingere a două fenomene pe care le consider în cele din urmă foarte diferite în sfera zeflemeaua juninistă,
Aș vrea să vă spun un lucru care să și servească ca punct de plecare al observațiilor mele în ceea ce privește râsul juninist. Modul în care am apucat eu lucrurile când m-am apropiat de junină a fost acela al sociabilității literare, pentru că veneam după o cercetare pe zburătorul care identificase fenomenul emoțional al unui plâns zburătorist. Și atunci, evident, văzând că la junină există un râs, mi s-a părut tentant să pun cumva în oglinda asta inversată cele două fenomene și după ce știam pe ce zburătorist foarte bine să încerc să văd justificările și fenomenologia acestui râs junimist. Și așa am ajuns să constat că există o specificitate foarte subliniată, de fapt, a râsului junimist, care vine din faptul că, deși anecdota e folosită în toate societățile literare, practic în toate societățile umane, societatea literară fiind o microsocietate umană, evident, anecdota există peste tot, mai mult sau mai puțin ca anecdota. Există un râs pe care David Le Breton, într-o abordare antropologică a râsului, numea râs bun, tocmai pentru că este un râs convivial, un râs de solidaritate, câteodată un râs desprins, de fapt, de comic, care nici nu are nevoie de comic și vine din simplul bienetr un somn, din simpla plăcere de a fi cu celălalt și de a te simți bine alături de celălalt. Deci asta este un râs bun care caracterizează toate sociabilitățile literare, indiferent de momentul în care ele se creează, că sunt de secol 19, că sunt de secol 20, că sunt de secol 21, ele există peste tot. Ceea ce distinge râsul junimist în ansamblul ăsta de râsuri bune e faptul că la junimea se cultivă un râs rău. Și asta nu se mai întâmplă în alte sociabilități literare, nici românești, nici occidentale. Adică e un râs rău, așa îi spune David Le Breton, că evident de la el am preluat opoziția asta între râsul bun, convivial, de solidaritate și râsul rău, pentru că e un râs bagiocoros, e un râs orientat împotriva celuilalt. Un râs care caută să-i facă rău celuilalt, fie că acest celălalt e cel care devine obiect al glumei, anecdotei, bagiocului, fie că e un râs care se îndreaptă împotriva lui însuși, a celui care produce anecdota. Dar, în orice caz, e un râs care, departe de a căuta să producă o stare de lejeritate, de ușurătate, de bine împreună, produce exact starea contrară, face rău, agresează, rănește. Și asta aș vrea să spun înainte de a începe să analizez să femeia juninistă, să o situăm ca pe o particularitate din stata a sociabilității ieșene de secol XIX și evident, celălalt lucru care trebuie imediat spus după constatarea asta primă e că, fără îndoială, râsul ăsta rău junimist nu vine de nicăieri la junimea și se instalează pur și simplu acolo spre sfârșitul secolului XIX românesc. El vine dintr-o tradiție de secol XIX, vine din proza de moravuri și teatru de moravuri, vine dintr-o formă de umor critic care vizează o înfierare a moravurilor unei societăți care se găsește încă în plină evoluție și într-un moment nesatisfăcător al evoluției sale și, prin urmare, la junime ajunge de la pașoptiști. Doar că aici are și mi se pare că se poate face destul de repede o remarcă care se va, poate că se va tot, veți simți cum se va întări pe parcurs. Fiind rău, acest râs este imoral. Evident, această răutate a lui vine din imoralitatea lui. Ori, venind dintr-o tradiție de secolul XIX, a unei proze și a unui teatru de moravuri, această imoralitate e legitimată într-un prim moment. E permis să faci o asemenea critică oricât de acidă și oricât de răutăcioasă în cadrele unei societăți care are nevoie de un asemenea instrument dur de înfierare a unor moravuri pentru corijarea lor. În măsura în care la junimea se vine în prelungirea pașoptismului românesc, această formă de râs rău, ca la nivelul criticii sociale, e evident legitimată. Dar în același timp, juniniștii au foarte repede o problemă de ilegitimitate a acestui râs.
El este legitim pentru că societatea românească, ca și pe vremea pașoptiștilor, e în continuare într-un moment al ei în care o asemenea critică e permisă pentru ca societatea să evolueze, pentru că tot nu se găsește în momentul în care ea nu mai trebuie criticată ca să evolueze, ca să ducă o viață normală. Dar în același timp nu mai e o societate atât de înapoiată pe cât era la 48, care să legitimeze întreg, în măsură, fără niciun pic de rest, o asemenea poziție. Și atunci juniniștii încep să cultive această formă de râs rău cu o culpă, asumând o vină, corelând o problemă de moralitate reală, care trece dincolo de ceea ce se permite a se face prin deflemea. Și atunci foarte repede apare și Panul va spune și o va răspune o diferență între deflemeaua permisă și deflemeaua nepermisă la junină. Iar această nepermisă își găsește ca și cum ar încerca să se izoleze într-un mediu aparte, într-un alt cadru decât al cel al ședințelor de cenaclu, își găsește un cadru al ei în care devine nepermisă de adevăratele, atât de nepermisă încât va trebui ascunsă, va trebui trecută sub tăcere. Și cadrul ăsta e al banchetelor. Banchete aniversare pe care juniile le organizează o dată pe an, făcând în așa fel de interesant încât ele să se sincronizeze cu carnavalul de pe străzile Iașilor, banchete care sunt de fapt bacante, unde nu se face literatură, unde se bea și se mănâncă și unde foarte repede Maiorescu începe să ceară texte pornografice. Ei, aceste banchete legate de corozivitatea unei literaturi, unei literaturi între ghilimele, pentru că, evident, nu există nicio pretenție de literatură nici de prima mână, nici de a doua mână. Ideea este aici să se vină cu asemenea texte nepermise, care nu se pot scrie în altă parte, nu se pot citi nicăieri, nu se pot publica nicăieri, se va fi marele secret al acestei societăți și va fi locul, de fapt, în care deflemeaua nepermisă, care are o problemă de permisivitate chiar și în cadrul ședințelor de cenaclu, cum vom vedea, se retrage ca să fie nepermisă de adevăratele, alegându-se de pornografie, de licențiozitate, de toate lucrurile astea imposibil de imaginat într-o societate de oameni cultivați, precum era societatea eșană din care făcea parte Maiorescu. Lucrurile astea aș vrea să le spun așa ca un fel de cadru general. Sunt foarte interesante, de fapt, toate chestiunile care țin de felul în care deflemeaua se prezintă și se va distinge ca formulă în cadrul banchetelor de deflemeaua care se practică în ședințele de cenaclu. Dar dat fiind interesul de astăzi al meu și pe care o să vă rog să-l urmăriți pentru critica maiorescheană, ceea ce o să vă prezint astăzi mai departe va fi strâns legat totuși de forma pe care deflemeaua juninistă o are în ședințele de cenaclu. Deci voi lăsa deoparte cu totul banchetele după ce le-am izolat așa, ca deflemeaua ne permită de adevăratele și pe de-al trebuie. Și de acum o să ne uităm numai spre ședințele de cenaclu și în cadrul ședințelor de cenaclu aș vrea să disting între două modalități, două practici, de fapt, ale deflemelei, care pornesc împreună, dar care sfârșesc prin a fi foarte diferite și se codifică foarte diferențiat una de alta. Pe de o parte, deflemeaua ajunge să funcționeze în ședințele de cenaclu juninist ca o formă de conversație. E însăși forma conversației juniniste și în sensul ăsta ea ajunge să fie ceva foarte similar cu conversația de salon occidentală, doar că spre deosebire de salonele aristocrate pariziene, unde ceea ce se respecta cu sfințenie și ceea ce ajungea să codifice și să supercodifice, de fapt, conversația de cenaclu, era tocmai un foarte mare respect pentru regulile de gentilețe și de politețe, la junini avem, evident, de la început de a face cu o luare în răspăr a acestor reguli, cu o încercare de răsturnare a tuturor lucrurilor care funcționează pentru mica burghezie,
Dar asta nu, nu înseamnă mai puțin că se va supercodifica conversația care ia naștere pornind de aici. Deci acolo unde zeflemeau apare că prin răutate, prin anecdotă, prin oricine poate să spună orice, orice vorbire despre nimic este permisă, oricine poate ataca pe oricine. Pare că e un mediu democratic prin excelență în care totul e permis și nimic nu e reglementat, ori realitatea e cu totul alta. De fapt, acest limbaj care pare la limita ultima libertății e cât se poate de decodificat în structurile lui, în măsura în care era conversația de cenaclu aristocrată în saloanele franțuzești. O să vedeți în momentul în care o să vă spun care este cealaltă practică care se dezvoltă pornind de aici, în ce măsură pentru mine, de fapt, a fost greu să le disting, chiar în cealaltă conferință pe care am făcut-o acum aproximativ o lună, nu vedeam încă diferența asta. Acum mi se pare însă că e foarte bazată și aș vrea să știu dacă lucrurile pe care vi le spun sunt convingătoare în sensul ăsta și simțiți la fel de tare ca mine că se poate distinge aici între două practici. Pentru că, evident, celălalt model va defini zeflemeaua ca un instrument de analiză critică. Zeflemeaua ca model de conversație se aplică omului, se aplică scriitorului juminist ca om sau ca politician. Și pe lângă scriitorul juminist care e vizat prin ticurile lui, prin mofturile lui, prin anumite circumstanțe care îl fac ridicol, obiecte de femeia conversație de cenaclu poate să devină oricine altcineva din afara societății juministe. Deci în măsura în care obiect al conversației zeflemiste e un juminist, iar e în calitate de om, da, cu ticurile lui, cu corpul lui, cu modurile lui de interacțiune socială sau în calitate de politician, niciodată ca scriitor sau oricine altcineva din afară. De regimul ăsta, de obiectul ăsta zeflemist conversațional, aș spune că ține ceea ce juniștii numesc regim al anecdotei, care dă naștere acelei faimoase replici, anecdota primează sau anecdota e în onoare, pentru că acest regim al anecdotei, care știți deja foarte bine cum funcționa, însemna că în momentul în care cineva spune o glumă, orice se face se oprește, deci dacă o lectură e în curs, lectura se oprește, cineva spune o glumă, anecdota devine personaj la junimea, e scrisă cu amare și pronunțată cu un accent anecdota, lectura se oprește, se cere să vină anecdota, urmează anecdota, se spune anecdota și în mod ideal de la această anecdotă se așteaptă înșirarea unei altele cu posibilitate de perpetuare și de prelungire la nesfârșit, la limită cu oprirea care merge până la consumarea ședinței și întreruperea pe termen nedeterminat a lecturii care se făcea. Evident, tot acest regim al anecdotei ține de sfera conversației de cenaclu și nu de cea a anecdotei folosite ca anecdote. Alte femele folosite ca instrument critic, care vă veți vedea, e semnificativ diferită. De asemenea, în sfera, din sfera acestui tip de utilizare a anecdotei, face parte o diferențiere asupra căreia Pan insistă în mod particular, cum ca anecdota și zeflemeaua ar trebui distinse de ușurătate și de flecăreală. Cu toate că ele par o vorbire incontinentă, o vorbire fără sens, o vorbire care nu știe de unde începe și unde se duce, al cărei scop nu e decât de a produce un haz și de a menține hazul respectiv pe un interval cât de lung cu putință, nu a produce sens, nu a face lucruri mai mari de atât. Panul ține să distingă zeflemeaua juministă de ușurătate și de flecăreală, tocmai invocând o seriozitate
care ține de o critică socială. Faptul că flecăreala și ușurătatea sunt o asemenea vorbire fără sens, o vorbire fără noimă, adevărată vorbire fără noimă. În vreme ce se flămeaua, indiferent cât de ușoară pare, indiferent cât de apropiată de ușurătate și de flecăreală pare, e în realitate o formă verbală care, prin care se operează o critică socială. Și aici revenim, adică ținem aproape de fenomenul pașoptist și de toată critica moravurilor pe care o făcea pașoptismul. Dar lucrul cu adevărat cel mai semnificativ, și aici și Corina, am uitat să spun de Corina că și ea a fost însăși moderatoarea celeilalte conferințe și m-am amintit, evident, de tine că am ajuns la ironie acum și când spun ironie, mi-am amintit că erai acolo. Lucrul cel mai semnificativ în sfera ZFM-lei conversație de cenaclu e observarea numărului extrem de redus al raportărilor la ironie. Cu toate că Drexul spune că femeia și ironia sunt unul și același lucru, juniniști, nici Iacob Negruții, nici Panu, evident ei sunt cei doi monografi ai junimii, nu fac apel la ironie, se ferete ironie ca de dracu. Orice se poate spune despre zeflemea, sunt o serie de sinonime, o serie de fenomene pe care le înșiră în vorbitul cu nepăsare, gluma, minciuna, împunsătura, bajocura, impertinența, obrașnicia, ridiculizarea, satira, deriziunea, necuvința, glăceava, gălăgia. Deci fac serii întregi ca să numească toate fenomenele care vin să constituie zeflemeaua în cenacul juminist, dar ironia de ironie nu se atinge nimeni, că e ca și cum ar fi un cuvânt tabu. Și am încercat să înțeleg de ce, ce poate să justifice o asemenea distanță în condițiile în care, evident, suntem pe o linie a prozei de moravuri, a teatrului de moravuri, deci să nu vorbește despre ironie tocmai în asemenea cadru. Și explicația mi se pare că poate să fie una singură. Însăși, importanța alegerii cuvântului ăstuia, zeflemeaua. Zeflemeaua e o alegere pentru juminiști, e o alegere foarte puternică. Nu e râs, nu e ironie, e zeflemea. E un cuvânt turcesc care situează de la început tot fenomenul râsului ăstuia, umorismului ăstuia juminist într-o sferă balcanică. El mi se pare din aceeași serie nevoia asta de a sublinea și de a întări, de a îngroșa balcanismul și turcismul în aceeași serie cu poza pe care Caragiale și-o face cu un fest turcesc. Adică nu vrem cuvintele care circulă într-un spațiu universal ca să numească fenomenul ăsta, vrem niște cuvinte care se circulă într-un spațiu național, nu mai mult decât național, într-un spațiu regional, nu chiar mai mult decât un spațiu regional, un spațiu local, moldovenesc, dacă s-ar putea, ieșan. Și aici, de fapt, carnavalul cu care banchetele junimii se sincronizează, fiind un carnaval de pe străzile Iașilor, vin iarăși să întărească componenta asta foarte locală, foarte ieșană, de fapt, a formei de umor pe care vrea să o producă juninia. Deci mi se pare că situarea asta, nevoia asta de a situa zeflemeaua pe o hartă foarte completă, cât mai completă posibil, de fenomene umoristice, în excluderea ironiei, nu poate să arate decât odată în plus în ce măsură zeflemeaua e o alegere terminologică foarte puternică, care trebuie luată în serios și considerată ca atare, inclusiv. Deci astea ar fi lucrurile pe care cred, cel puțin eu, le pot spune în momentul ăsta în ceea ce privește modul de utilizare în ședințele de cenacul juministe ale unei zeflemele care consumă tot ceea ce ține de conversație. Nu există la junina nicio formă de conversație care să se facă în afara zeflemelei. Ce există la junina pe lângă această zeflemea conversație, există tot o zeflemea, cealaltă parte de acțiune ține tot de sfera zeflemele, ca instrument de analiză critică. Și aici deja și felul în care arată lucrurile și termenii de raport sunt diferiți.
Și aș spune, în cele din urmă, chiar investiția și persoanele care fac o investiție într-o parte și în cealaltă parte sunt diferite. Dacă pentru ZFM-ul în calitate de conversație de cenaclu, termenul de raport ar fi trebuit să fie ironia și era în cele din urmă la pan ușurătatea și flăcăreala, cuvântul de raport, sintagma de raport pentru ZFM-ul ca instrument de critică literară îl constituie cuvântul de spirit. Spiritul, ceea ce evident o ajunge și la jumimea după ce Freud în 1905 își va publica textul, dar e cumva în atmosferă și până în momentul ăsta, spiritul sau cuvântul de spirit cu care Panu compară Zeflemeaua pentru a-i întări postura și justificarea morală. Vă amintesc că Zeflemeaua are de la început cărămida asta de purtat la gât a imoralității și atunci va exista o încercare permanentă de a o justifica în prezența ei în cenaclu. Deci prin cuvântul de spirit Panu încearcă să întărească legitimitatea unui asemenea instrument, dar în același timp încearcă, paradoxal oarecum, să situeze Zeflemeaua deasupra cuvântului de spirit, considerând că cel din urmă e foarte, un instrument foarte bun de critică socială, dar că, spre deosebire de el, Zeflemeaua poate sluji ca un instrument de critică literară. Și în măsura în care ea poate să facă asta, depășește cuvântul de spirit, pentru că cuvântul de spirit nu poate să fie un instrument de analiză literară. Acum, cunoașteți foarte bine și unimea, mulți dintre dumneavoastră cunoașteți mai bine decât mine, eu sunt la un contact oarecum mai recent cu asta. Poate că începeți să vă întrebați în ce fel această Zeflemeaua care pare foarte atmosferică și foarte conversațională poate într-adevăr să devină un instrument de analiză literară, un instrument de critică literară sau aici juniniștii forțează deja lucrurile. Ceea ce pot eu să spun e că, ajungând la Maiorescu, pornind de aici, mi se pare că lucrurile sunt foarte bazate tocmai pe latura asta a Zeflemelei, care funcționează ca un instrument adevărat cu normă întreagă de critică literară. Ce fel de critică poate să susțină Zeflemeaua? Evident, e o critică acidă, o critică care negativă, absolut, care sfârșește prin a deconstrui textul pe care se aplică. Ori sfârșește prin a deconstrui orice fel de text. E într-un fel un instrument fără variațiune. În momentul în care ai început să-l folosești, el duce mereu la același rezultat. Textul pe care lucrezi se face bucăți, se face fărâme. Și atunci lucrul care apare ca extrem de important în momentul în care ai un asemenea instrument pe care îl fabrici sau pe care îl ai deja în mână, este să faci diferența între textele pe care poți să aplici un asemenea instrument și să spui că e nepermisă, din nou ajungem la Zeflemeaua nepermisă, Zeflemeaua, deci instrumentul acesta critic, aplicat pe texte valoroase. Când autorul este de calitate, când este un canonic, când este un clasic, fie că el este occidental, cum e Haină, de pildă, fie că e românesc, cum e deja Eminescu, chiar și Botnărescu, e nepermis să lucrezi cu acest instrument critic. Zeflemeaua este, și aici citez o sintagma lui Panu, foarte permisă, în schimb, pe toate textele mediocrilor și ale debutanților. E, cu alte cuvinte, un instrument critic destinat să descurajeze, să scoată din câmpul literaturii pe toți nechemații, să-i dea afară. Acestor nechemați, testele li se vor face bucăți și odată ce testele vor fi bucăți, ei vor înțelege că trebuie să iasă din literatură pentru că asemenea autori nu pot să existe în literatură. Evident, un mod de a lucra al unui maestru cu discipolii săi, foarte diferit de modelul zburătorist, care evident prin lectură și prin travaliu aplicat pe texte în cenaclu,
urmărea, suntem deja în secolul 20, suntem modernism, cu alte valori, cu alte reprezentări a scrisului, tocmai o îmbunătățire a scrisului. O îmbunătățire din toate detaliile, din toate mărunțișurile. Textul se citește și se corectează cu asprime, tocmai pentru ca în acele puncte de asprime în care el a fost corectat să se îndrepte devenind un text mai bun. Ei, la Junimea nu există așa ceva. La Junimea există textele respectate, de care acest instrument critic nu se atinge, și textele nerespectate, pe care acest instrument critic e pus la lucru și e pus la lucru pentru a produce haz. Da, el asta produce, evident, e o deconstrucție care se face toate mijloacele ironiei, făcând pe toată lumea să râdă și producând râs, dar care sfârșește prin a ne antiza o întreagă producție, fie junimistă, fie exterioară junimii, pe care o atinge. Orice producție literară atinsă de acest instrument critic, așa femele, e complet neantizată. Cum se întâmplă lucrul ăsta în Cenaclu? Vă spuneam că anecdota primează, e un registru care mi s-a părut foarte puternic și foarte încadrat de funcționarea Sefremelei ca un model de conversație. Spre deosebire de anecdota primează, în schimb, sunt alte dispozitive, aproape agambian aș folosi termenul ăsta de dispozitiv, pentru că se investește, de fapt, mult efort și multă imaginație în identificarea și în punerea lor în mișcare, în funcționare, care țin de data asta de Sefremea ca instrument critic. Sunt o serie de dispozitive prin care se alcătuiește lectura cu voce tare la Junimea. Unul dintre ele, de pildă, ține de faptul că la Junimea nu se fac decât în mod absolut excepțional lecturi expresive. Sunt câțiva cititori care citesc foarte bine, nu sunt mulți, Eminescu și Maiorescu sunt dintre ei, dar ei nu sunt puți să citească, nu lor li se încredințează textele, decât absolut în mod excepțional și aceste excepții vizează, evident, momente de mare sărbătoare la Junimea, în care vine de pildă Alexandrii, și atunci se citește expresiv. În mod obișnuit însă, există patru cititori junimiști preferați și ei sunt Iacob Negruțic, Xenopol, Carp și Pogor. Și acești patru, toți patru, sunt aleși pentru o calitate foarte problematică a vocilor. Și aceste voci sunt în mod diferit problematice, dar sunt toate problematice. Sunt fie răgușite, aici aș merge pe un citat din Panu, nu mi-aparține bogăția asta de reprezentare, fie răgușite, fie gâjuite, fie metalice, fie drângănite, fie hodorogite, fie hârâite. Toate problemele astea la nivelul vocii celui care citește, știți, la Junimea autorul nu-și citește textul, autorul stă ascuns, dosit în spatele lui Maiorescu, e aproape invizibil, textul e luat, e smuls și e încredințat unui cititor din Cenaclu, unuia, în general, unuia dintre acești patru. Acest text e un manuscris. E un text scris de mână. Asta va adăuga niște noi probleme calităților vocale ale celor care citesc. Dar textul luat de la autor și încredințat unuia dintre cei patru, care are asemenea voci, vă dau și niște mici citate tot din Panu. Pogor are o voce oribilă, glasul lui Carp seamănă cu zorneitul de stricare de geamuri, Xenopol citea rău, foarte rău, lui Pogor peste o minută de când începe să citească îi se tăia glasul și nu mai putea continua. Deci erau moduri diferite în care, evident, e foarte ușor de imaginat ce se produce ca literatură, ca efect, cu asemenea voci drângănite, hodorogite, metalice, așezate pe un text, se produc efecte de stricare, tot Panu spune, de stricare a textului respectiv. Evident, stricarea produce haz. Produce haz pentru că acolo unde textul era așa cum era el bun-rău, aceste efecte de stricare venite din afară și fiind un efect imediat și simplu al unei lecturi prăbușite, hodorogite, produce deja o destructurare a textului respectiv. Dacă ținem seama de faptul că e un manuscris, evident, un text citit la prima vedere, în plus, da, e un text pe care
care cel care cu voce stricată îl are în mână, nu-l înțelege în totalitate pentru că e un scris de mână, nu-l înțelege în totalitate, nu înțelege mizele pentru că e un text pe care atunci îl vede prima dată, atunci îl citește prima dată. Toate astea sunt moduri în care lectura poate, e pusă să fie cât de proastă poate să fie. Deci e făcută, mecanismul ăsta e gândit de așa natură, încât departe de a fi vizibil, expresiv, comunicativ, textul să se strice din acest moment cât se poate de tare. Și apoi alte efecte de stricare urmează să îi se adauge. Evident, tot pachetul ăsta produce haz. Da? E un mod în care textul adus în... Ligia, nu te auzi. Sunt Luca? Ligia? Ligia, nu te auzi. Nu știu ce se întâmplă. Uitați, e dovada că eu am interferat oare cu ceva? Nu știu, nu te-am auzit câteva minute, deci ultimele fraze, dacă poți să le reiei sau... Da, oare poți să-mi spui de unde nu s-a mai auzit? De unde nu s-a mai auzit? Deci, da. Rezumă un pic ultimul paragraf, poate al conferinței sau... Oare ideea asta de lectură proastă făcută în cenaclu prin... Lectura proastă, e citit rău, ok. Ok. Nu, dacă s-a auzit asta deja... Stricarea textului îți sugerează că ai încă bun. Nu, e destul de bine, că nu voiam să insist mai mult oricum, decât să fac un pic perceptibilă ideea asta că un dispozitiv care ar fi trebuit să fie pregătit pentru valorificarea textului și evident, în sensul ăsta, era deja un dispozitiv critic pus la lucru, latent așa, e orientat foarte voluntar înspre stricare. Celălalt lucru care spuneam că ține, o altă practică care ține tot de zona asta de stricare, e lectura făcută și iarăși tălmăcită, adică de sus în jos și pe aceea de jos în sus. Iarăși textul e întors cu fundul între capul și picioarele, așa pe picioarele și capul, ca să se răstoarne încă o dată pe aceeași idee de răsturnare pe care conversația o folosea întorcându-se contra moravurilor mic burgheze. Aici avem o translare în planul literar și al evaluării critice a aceluiași mod de a răsturna carul, ca să se vadă să se producă dezordine și să se savureze efectele acestei dezordini. Tot de practicile de lectură cu voce tare la junimea țin apoi, iarăși astea sunt lucruri știute, adică n-am încercat să fac decât un pic o adunare a lor sub un semn comun, sunt lucruri ultra cunoscute și foarte citate, mai ales atunci când ne uităm spre râsul junimist și spre cum se făcea haz la junimea. Doar că efortul meu a fost de a separa aici, asta vreau să întăresc și sper că e justă separația asta, între o zonă de conversație și o zonă de evaluare critică. Deci tot de sfera asta a dispozitivului lecturii cu voce tare ține de pildă faptul că se fac lecturi cântate pe foarte multe texte, lecturi nazal cântate, cântare popească, cântare în gânare, cântare în cor. Deci pare că e o gamă infinită de posibilități în care textului îi se aplică o tonalitate care nu e a lui, care vine din afară și care sfârșește, începe prin a enerva, când cântarea asta în gânare se practica și pe poeziile scurte eminescene și Panu notează undeva cât de enervat era Eminescu să-și vadă poeziile trecute printr-o asemenea interpretare, dar evident toate astea nu fac de
decât, nu atingându-se de Eminescu, să strice textele Eminescene în aceeași măsură în care strica orice texte proaste. Deci nu, aici nu mai există diferență. În momentul în care ai început să citești nazal un text, evident că el nu mai există, nicio calitate a lui evidentă pentru observare. Și dincolo de aceste o groază de modalități prin care de dispozitivele lecturii cu voce tare care sunt orientate spre deturnarea sensurilor, spre răstălmăcire, spre producere de haos și de haz, deci din orice text se poate face haz în felul ăsta, înțelegeți de ce, evident totul e haz. Mai există o încurajare în mod clar a unei producții de literatură confuză. E o impresie pe care Jumina o lasă, Maiorescu o lasă și din punctul ăsta de vedere cazul cel mai relevant e Botnărescu, că ininteligibilitatea e o valoare în sine. Atâta vreme cât produci texte ininteligibile, ele sunt bune. Botnărescu merge pe linia asta atât de departe încât când va scrie o poezie clară pe care o va înțelege toată lumea, va înțelege că a făcut literatură proastă. Nu asta e literatura. Literatura bună e atunci când nu se înțelege nimic. Deci și aici, în linia asta, care e diferită, evident, de dispozitivele de lectură cu voce tare, o investiție într-o valoare a unei poetici literare care mizează pe nonsens, pe dificultatea sensului, pe indicibil, pe ininteligibil, pe toate lucrurile astea ascunse care lasă impresia unei profunzimi în contra clarității care pare simplă și atunci e demnă de disprețuit. Cam asta a fost intenția mea să încep să disting în sfera zeflemelei, pentru că la Jumia totul e zeflemea. Aceste două fenomene, o practică a conversației de o parte extrem de codificată și un instrument critic foarte, foarte lucrat și foarte asumat ca instrument critic, PANU are mai multe propoziții în sensul ăsta, lucrurile sunt spuse și conștientizate ca atare, în mod clar de către ei. Și în trena cumva a diferenței ăsteia pe care am făcut-o, aș mai observa două lucruri înainte să vă spun cam cum văd că se prinde exemplul maiorescian în galeria asta de fenomene de comunitate literară cu exercițiul ei specific. Aș observa pe de o parte că există niște forme literare pe care zeflemeaua le hrănește. Și aceste forme literare care ajung să fie cultivate la Jumimia, evident, pentru a fi ele însă citite în ședințe de cenacul, producând acest haz, ca tot ce se produce acolo, mi se pare că iarăși se poate face diferența între niște forme literare care țin de zeflemea în practica conversației și niște forme literare care țin de zeflemea ca instrument de analiză critică. Fără îndoială de sfera conversației ține de pildă satira. Satira și satira în format de epistolă, pe care nu o scrie doar Eminescu așa, în format de epistolă, o scrie și Iacob Negruții la fel. Pentru că e o formă de critică socială și în măsura în care e o formă de critică socială, evident, conversația de la cenacul Jumimii este cea care se hrănește din această critică de moral, critică socială. Sunt apoi calamburile, care tot aici, în practica asta, conversației intră. Mai e foarte interesantul album al Jumimii, care din păcate s-a pierdut, dar care avea, după spusele lui Iacob Negruții, aspectul ăsta unor 500 de pagini, cantități foarte mari de decupaje făcute din presa vremii, ale unor texte, fragmente de texte sau portrete sau care se pretau unei zeflemele în cenacul. Adică erau acele bucăți de text prin care societatea
exterioară, marea societate, nu mica societate literară, ci marea societate, să fie ca obiect de pamflet și de flămea pentru conversația de cenaclu. De partea cealaltă, poate aici e un pic mai interesant, de fapt cel puțin pentru mine a fost un pic mai interesant, că se pot distinge și câteva forme literare care se hrănesc din flămea ca instrument critic. Ele sunt cântecelul comic și șansoneta, pentru că cântecelul comic, șansoneta și o specie pe care juniniști o numesc cantabilă, considerând că e o inovație a lor, o invenție, și o trec ca atare în dicționarul juninii, toate astea țin de intonarea asta cântată pe care junimea o pune, o face să funcționeze pentru lectura pe textele literare. Sunt apoi aforismele, care sunt evident tot o formă, o formă literară critică, care ia zeflămeaua în latura ei critică, inclusiv aforismele pe care le scrie Maiorescu. Și aș mai trece tot aici, considerând că și acolo se dezvoltă o formă literară în sine, cu niște caracteristici foarte specifice, nerepetabile, nu o mai găsim în altă parte, e felul în care Iacob Negruții face să arate rubrica de corespondență din convorbiri, din convorbirile literare, în care el răspunde